Pompierii de la ISU Cluj intervin în aceste momente pentru a lichida un incendiu care a izbucnit la un hotel din municipiul Dej. La fața locului acționează până acum 6 autospeciale cu apă și spumă, precum și 2 autoscări. Din fericire, toate persoanele care erau cazate la hotel au reușit să se autoevacueze. În acest moment, incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare.